Salut prieteni, bine ați venit la tutorial.ro, Eu sunt Cristi și astăzi o să vă arăt cum se face un CD audio pentru mașinile cu CD player și sistemele de sunet mai vechi care nu suportă rularea fișierelor MP3. Pentru crearea acestui CD audio vom folosi bineînțeles fișiere MP3. Avem nevoie de CD Bineînțeles, se găsește peste tot la toate magazinele. CD-urile sunt destul de accesibile. Avem nevoie de unitate optică pentru inscripționarea CD-ului, și bineînțeles avem nevoie de un software. Acesta se numește Express Burn. Imediat ce o să-l deschideți, o să vedeți o fereastră micuță aici cu galbenul ăsta. În 5 secunde se duce această fereastră. Softul este gratuit, puteți să-l folosiți pentru utilizare casnică fără niciun fel de probleme. Imediat ce s-a deschis și a dispărut bannerul ăla, selectați aici Audio CD. Create, da? Acum, în mod normal, trebuie să introduce CD-ul în unitatea optică și unitatea optică, bineînțeles, trebuie să fie conectată la PC. După aia trebuie să aveți pregătită selecția de melodii în format MP3. Eu le am pregătite aici și nu trebuie decât să luați cu drag and drop să le puneți aici sau să vă duceți aici sus File, Add Folders of Files și vă duceți foarte frumos și le importați, dar mai ușor este cu drag and drop. Le luați și le puneți. Imediat ce le puneți o să vedeți că se aranjează ele aici și în partea de jos o să vedeți o linie verde da? și aceasta se va încărca pe parcurs ce adăugați melodii. Dacă vedeți că ați trecut de melodie, înseamnă că ați depășit durata discului. Durata discului, în mod normal, e 80 de minute sau o oră și 20 de minute. După cum vedeți, eu, eu aici am depășit puțin și nu trebuie decât să șterg o melodie. Să zicem melodia 22, o șterg și după cum vedeți a mai scăzut timpul, haideți să mai șterg și melodia 21, da? Delete, remove și s-a rezolvat, m-am dus în spatele acestei linii negre. Dacă nu știți ce melodii să ștergeți, pur și simplu selectați câte una și dați play, să ascultați, să vedeți bă, pe care o scot, pe care o păstrești așa mai departe, puteți să ascultați fiecare melodie în parte, puteți să dați și scroll dacă nu știți exact știți melodia de la mijloc sau ceva de genul ăsta după ce ați terminat, puteți trece la altceva. Puteți merge foarte frumos aici la CD Text. Dacă uh, CD Player-ul vostru din mașină suportă CD Text, puteți să puneți titlul și artistul uh, care cântă piesa, da? ca să le vedeți mai frumos pe ecran la mașină. De asemenea, dacă vreți să faceți normalizare între piese, să zicem că o melodie se aude mai tare, alta mai încet, alta și mai tare, puteți să mergeți aici și la normalizare puteți să dați Normalizare, 80%, 90% și așa mai departe, da? Dacă nu vreți normalizare, lăsați pe Disable și melodiile vor cânta exact așa cum au fost înregistrate, mai tare sau mai încet. După ce ați terminat toate astea, v-ați asigurat că vă încadrați în spațiul maxim al discului, în durata lui, practic, 1,20 minute, pardon, o oră și 20 de minute sau 80 de minute, nu trebuie decât să apăsați butonul Burn Audio CD, da? Imediat ce apăsați Burn Audio CD, o să vă permită să selectați unitatea optică cu care inscripționați. În cazul meu este unitatea optică externă Asus. Acum, viteza de inscripționare, puteți să o băgați cât vreți voi, dar sfatul meu este să alegeți cea mai mică viteză de inscripționare ca să nu aveți probleme. Acum, dacă vreți... <coughs> Să faceți o pauză customizată între piese, aveți aici jos opțiunile. Ori folosiți pauza dintre piese standard, default, ori faceți voi ce fel de pauză vreți voi, de o secundă, două secunde, 3 secunde sau cât vreți voi să faceți pauza între piese. Practic să fie o pauză cât mai mică între piese. După ce ați făcut toate astea, nu uitați, încă o dată vă spun, viteză cât mai mică de inscripționare. De ce spun asta? Pentru că de cele mai multe ori CD-urile poate să fie puțin murdare sau uh, unitatea voastră optică poate să fie puțin mai veche și să nu mai aibă precizia aia. Și la viteză mare e posibil totuși să nu inscripționează atât de bine. Tocmai de asta alegeți o viteză mai mică de inscripționare. După ce ați terminat, nu rămâne decât să apăsați Burn și s-a aștepta să se inscripționeze discul. După cum vedeți, la mine a început să se inscripționeze, <coughs> în momentul ăsta nu, zice că nu răspunde, dar nu e nicio problemă, nu luați în seama asta, pentru că uh, o să ruleze pe fundal fără niciun fel de problemă. Da? Uh, după ce s-a terminat inscripționarea, bineînțeles că o să așteptați, până se termină. Mie nu-mi dă deocamdată un timp estimativ de inscripționare, dar oricum durează câteva minute, așa că nu vă faceți niciun fel de problemă, că nu o să dureze uh, prea mult. Uite aici îmi spune mie că o să dureze 13 minute, dar nu e așa, durează cam 8 minute să zicem. Cam asta a fost, așa se inscripționează software o să vă las linkul ul înspre el pe site-ul nostru pe videotorial.ro. Cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro. încă o dată vă mulțumesc, la revedere!